Bună ziua! Bună ziua! Conform dispoziției domnului primar, numărul 479 din 25 septembrie, a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară. Înainte de a intra în ordinea de zi, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui nou președinte de ședință, pentru că cele 3 luni ale domnului Baciu a expirat. Domnul Boboc? Propun pe următoarele 3 ședințe, 3 luni, să fie domnul Balcan Mircea. Balcan. Dacă mai sunt și alte propuneri. Nemai fiind alte propuneri, vă rog să supuneți spre aprobare propunerea. Dar înainte de a supune, vă informez că lipsește domnul Pițigoi Cătălin Ionel. Avem o cerere pentru că nu pot ajunge la ședință. Deci suntem 16 în locul 17. Supun spre aprobare alegerea unui nou președinte de ședință. Cine este pentru? Domnul Balcan. Deci număr de 15 consilieri, da? Domnul Balcan, vă rog să puneți spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară, care a fost transmis domnilor consilieri odată cu invitația de ședință. Supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă sunt obiecții? Sunt obiecții, discuții. Nu sunt discuții pe tema procesului verbal anterior. Supunem la vot. Cine este pentru? Deci un număr de 16 consilieri, da? Începem cu proiectul de hotărâre numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării postului de consilier personal al primarului Comunei Dofteana, județul Bacău. Da, avem proiect de hotărâre privind prezentarea noastră. Da. Se a propus de domnul primar, de doamna viceprimar, înființarea funcției de administrator public la nivelul Comunei Dofteana. Funcția de administrator public este o funcție contractuală. Consilier personal. Deci primul punct este administrator public. Consilier personal. Da? Îmi cer scuze, da. Înființarea postului de consilier al domnului primar. Deci este o funcție contractuală care ea va fi numită prin dispoziția domnului primar, eliberată din funcție tot prin dispoziția domnului primar. Pe perioada mandatului domnului primar. Noi nu am avut o prinsă în organigram, nici statul de funcție. Deci o propun Consiliul Local introducerea și înființarea postului de consilier al primarului pe întreaga durată a mandatului. Dacă dumneavoastră aveți alte obiecții, propuneri la această propunere a domnului primar? Comisia juridică. Da, aveți favorabil. Spunem. Da, vreau să intervin. În conformitate cu statutul aleșilor locali îmi permite legea să intervin ori de câte ori este nevoie pentru a clarifica niște situații. Vă dau la cunoștință că și Primăria Comunei Dofteana nu a avut niciodată funcție de consilier personal și administrator public. Vă rog să vă informați, să vă uitați, să vă vizualizați pe internet faptul că nu există primărie să nu aibă aceste două funcții. Noi le înființăm, le prindem în statul de funcții, dar nu e obligatoriu și de angajat. În condițiile legii, dacă va fi și nevoie și vom avea și sursa financiară, vom încadra cel puțin unul dintre aceste două funcții. În calitate de primar, vă pot explica și următorul aspect, că și primarul are dreptul la secretar, șofer, administrator public sau consilier personal, sau și consilier personal. Lucru pe care, timp de 8 ani spre 9 ani de zile, nu l-am făcut niciodată. Nici administrator, nici consilier, nici șofer, decât secretara, care nu este numai secretara primarului, care este secretarul cel ce primește diferite adrese pe e-mail și face toată corespondența unității administrative teritoriale. Dacă dumneavoastră aveți alte discuții, aș ruga pe doamna secretară, în condițiile în care, începând cu anul 2017 sau 2018, se va încadra unul dintre aceste funcții sau amândouă, ce salarizare ar putea să aibă consilierul personal? Consilierul personal va putea să aibă cel mult brut 1624, deci să fie cu o vechime de cel puțin 9 ani de zile, cu 1624 de lei, pe studii superioare. Pe studii superioare? Da. Da. El deci va putea fi încadrat, acolo nu prevede destul de clar
în urma unui examen, deci va putea fi încadrat, dar numai pe perioada primară. Nu contează cine este primar. Acest stat de funcții va rămâne și după ce nu vom conduce noi, va veni altcineva la conducere. Deci rămâne statul de funcții, funcția respectivă de consilier și de administrator. Cu salarizarea pe care v-a explicat doamna secretară, bineînțeles, în funcție de studii și să îndeplinească acele condiții cu privire la modul și felul cum trebuie să exercite drepturile și obligațiile conform fișei postului. Și la administratorul public salarizarea va fi între salariul secretarului și a primarului. Deci marja de la secretar la primar. Discuții pe tema acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? S-a votat cu număr de 16 consilieri. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării funcției de administrator public la nivelul UAT Dofteana. Discuții. Același lucru. Deci se propune înființarea funcției de administrator public prin modificarea și completarea organigramei statului de funcții al aparatului contractor. Noi acele două funcții nu le-am avut prinse deloc în organigramă și statul de funcții. Deci acesta va fi cu studii medii. Da, va fi cu studii medii, administratorul public. Da. Comisia juridică? În urma unui examen. Deci postul de administrator public va fi prin concurs. Discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a jucat, domnul președinte, să ceriți avizul comisiei. La toate proiectele. Da. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor în persoana domnului Cimpoieșu Claudiu Marian, șef serviciu situații de urgență al UAT Dofteana. Da. Voi dă o explicație de acest proiect de hotărâre. La ședința anterioară, deci luna lui august, v-am explicat că și domnul Cipăieșu Claudiu Marian, care are funcția de șef SVSU prin cumulul de funcții, este și jurist debutant la primăria Comunului Dofteana. Astăzi se află la studii la București, timp de 30 de zile, a participat pentru serviciu voluntar pentru situații de urgență, în care avem dreptul, prin hotărârea Consiliului Local, să-l numim cadru tehnic PSI. Deci nu poate să îndeplinească funcția de cadru tehnic PSI prin cumulul de funcție, decât numai în condițiile în care are și această școală serviciul voluntar pentru situații de urgență. Va veni luni dimineața cu documente care atestă că este calificat pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență și apoi, prin dispoziția primarului, va fi completată fișa postului. Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect, dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a mutat cu un număr de 16 consilieri. Trecem la subiect, la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind scăderea amenzilor fiscale a unor sume cu titlu de amenzi la un număr de 2 contribuabili decedați. Deci se propune aprobarea scăderii din evidențele fiscale a sumelor cu titlul amenzi ale contribuabilului decedat Spoială Vasile și Boroș Ștefan. În urma mai multor procese verbale de contravenție, dumnealor sunt decedați. În baza documentației depuse și a cererii la impozite și taxe, vă propun să analizeze și aprobarea acest proiect și scuterea lor din evidențele noastre cu aceste sume. 2447, care are domnul Boros și celălalt 276 de lei. Comisia Buget? Aviz favorabil. Discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu un număr de 16 consilieri. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind achiziția de echipamente de semnalizare rutieră de reglementare a circulației pe drumurile publice. Da, se propune aprobarea achiziției de echipamente și semnalizare rutieră de reglementare a circulației pe drumurile publice în număr de 11 indicatoare cedează trecerea și un indicator stop, iar două indicatoare
de presemnalizare trecere pietoni. Echipamentele mai sus menționate vor fi amplasate de comun acord cu reprezentanții Consiliului Local Dofteana și cu reprezentanții postului de poliție Dofteana, Poliția Rurală. Vă informez că pe data de 23 vinerea trecută, astăzi a trecut o săptămână, am preluat amplasamentul de pe cele trei drumuri. Drumul Loziei Pucuieți pe 1440 de metri, drumul Larga 950 de metri care face legătura cu orașul Dărmănești și drumul de pe Seaca 2900 de metri. S-a făcut recepția la terminarea lucrărilor, acolo unde am prezentat inspectoratului de stat în construcții, inclusiv marcașul pietonal, urmând ca urma hotărârii Consiliului Local să achiziționăm aceste indicatoare de dirijare a circulației și să le amplasăm în zonele unde sunt necesare. S-a format o comisie în cursul zilei de ieri, s-a stabilit acele indicatoare, locul și felul unde vor fi montate. Și avem nevoie de avizul dumneavoastră favorabil să putem să facem această achiziție și drumul a fost predat către Unitatea Administrativ Teritorială Dofteana. Timp de 24 de ani va fi în garanție acest drum. Garanția de bună execuție se află într-un cont separat. Acolo noi vom stabili în baza reglementărilor legale cum vom elibera această garanție de bună execuție, una la terminarea lucrărilor, cum se află acum, și una la finalizarea lucrărilor după 24 de luni, în conformitate cu legea. Comisia Buget. Comisia a dat avizul favorabil. Discuții pe tema acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu un număr de 16 consilieri. Trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea nominală a reprezentanților Consiliului Local Dofteana și reprezentantul primarului în Consiliul de Administrație a școlilor din Comuna Dofteana. Pe baza celor trei adrese primite din partea directorilor celor trei unități școlare de personalitate juridică, apoi la expunere de domnului primar, în baza ordinului Ministerului Educației Naționale și a Legii Educației Naționale, apoi în temeiul articolului 36 din legea 215/2001, am convenit următoarele. Desemnarea nominală a reprezentanților Consiliului Local Dofteana și a reprezentantului primarului astfel. Școala gimnazială Scarlat Lung din Dofteana, consilier local, Diaconul Nelu și Covaci Florin, reprezentant primar, viceprimar Camardar. Școala gimnazială Cucuieți, cu structura Școala gimnazială Larga, consilier local Școala Gheorghe și Melinte Gheorghe, reprezentant primar, viceprimar Camardar. Școala gimnazială Hădeac, cu structura Școala cu clasele 1-4 Ștefan Boză, consilier local Diaconul Mihăiță și Murar Ioan, reprezentant primar, viceprimar Camardar. Menționez că aceste propuneri au fost discutate în Comisia de Învățământ. Toate propunerile au primit avizul favorabil. Cu primare supun aceste propuneri și aceste nominalizări și votările noastre. Discuții pe marginea da, cu observații. Eu la școala Dofteana sunt lider sindical. Da, la liderul de sindical. În această calitate semnez procesul verbal la fiecare ședință a Consiliului de Administrație. Doar observator. Atunci. Desemnându-mă și din partea Consiliului Local, ar apărea două semnături ale mele pe un proces verbal. Atunci sunteți în regulă. Dar sunteți în calitate de invitat acolo, nu? Observator. Da, da. Observator. Deci cu drept de semnături. Dar semnați, dar nu interveniți. Dar ce semnați? Procesul verbal al Consiliului de Administrație. În calitate de invitat. În calitate de observator. Observator. Sindical. Deci eu pun problema să fie în regulă, deci să fie legal. Ce se întâmplă? Am înțeles. Da. Deci dumneavoastră reprezentați Consiliul Local la școala respectivă, dumneavoastră, doamna viceprimar și Covaci Florin. Da. Așa. Doamna viceprimar este desemnat legat de mine, dar pot să particip și eu. Da. Așa. Iar dumneavoastră sunteți acolo reprezentați Consiliul Local. Sunteți consilier local și reprezentați nu, Consiliul Local. Nu, problema că apar două semnături pe apar două semnături, dar dumneavoastră în Consiliul de Administrație. Și ca membru da, al Consiliului de Administrație și ca lider sindical. Da. Deci vor fi două semnături ale mele pe niciun proces verbal. Nu sunteți în stare. Să nu fie o stare de incompatibilitate. Pentru că sunteți observatori, deci nu aveți drept de vot, nu votați în Consiliul de Administrație. Deci observatori, deci apare o semnătură observatori. Dumneavoastră
observați, asta e și de observator, ca situația din Consiliul de Administrație să se desfășoare conform legii. Nimic să nu se încalce nici dreptul niciunui angajat. Nu, vă asigur că suntem în legalitate. Da. Doar patronat și sindicat. Alte discuții? Dacă nu mai sunt discuții, punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu un număr de 16 consilieri. Trecem la proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind informarea Consiliului Local în Comuna Dobteană cu privire la acordarea ajutoarelor alimentare din cadrul programului POAT pentru persoanele prevăzute la articolul 3 alineat 1 litera H din hotărârea Guvernului numărul 799 din 2014 cu modificările și completările ulterioare. Da. Am în față un raport al compartimentului de specialitate a doamnei șef de birou, Țifra Dana Elena. Subsemnată Țifra Dana Elena, șef birou în cadrul Biroului de Asistență Socială, Registrul Agricol, Arhivă și Resurse Umane, având în vedere prevederile articolului 3, aliniatul 1, litera H, din HG numărul 799/2014, cu modificările și completările ulterioare, H, persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate deci până la 750 de lei pe lună, inclusiv și nu se încadrează în niciuna dintre categorie prevăzute la literele A, G, stabilite prin dispoziția primarului și adresa numărul 17018 din 1 septembrie 2015 a instituției prefectului, prin care își exprimă punctul de vedere în ceea ce privește acordarea ajutoarelor pentru persoanele prevăzute la articolul de mai sus, propun spre aprobare în Consiliul Local dispozițiile numărul 412 din 29 august 2016, 77 de persoane, 424 din 31 august 2016 cu număr de 170 de persoane, dispoziția 436 din 2 septembrie 2016 cu număr de 42 de persoane, dispoziția 438 din 5 septembrie 2016 cu număr de 27 de persoane, dispoziția numărul 431 din 5 ianuarie 2016 cu număr de 26 de persoane, dispoziția numărul 440 din 9 septembrie 2016 cu număr de 23 de persoane, dispoziția 447 din 12 septembrie 2016 cu număr de 18 persoane și dispoziția numărul 455 din 14 septembrie 2016 cu număr de 10 persoane. Toate aceste persoane au fost verificate la Serviciul Municipal Onești pentru eligibilitatea acordării ajutoarelor alimentare și menționez că toate aceste adrese cu persoanele nominalizate sunt într-un număr de 393 de persoane. Toate acestea au beneficiat de ajutoarele acele alimentare prin programul POAD 2016. Da, am discutat lucrul acesta în Comisia de Învățământ, a primit favorabil. Totodată, avem un raport tot al compartimentului de specialitate, din care aceeași doamna Țifra Dana Elena ne informează că am primit în data de 27 septembrie 2016, prin donație de la Crucea Roșie, filiala Bacău, mere provenite de la SC Asociația Pomicole Iteș SRL. Cantitatea de mere este de 19.702 kg, deci aproape 20 de tone, însumând 1536 de cutii. Această cantitate a fost repartizată către școlile din comună după cum urmează. Școala primară Ștefan Vodă, 120 cutii de mere în cantitate de 1539,24 kg. Școala gimnazială Hădeac, 200 de cutii de mere, cantitate de 2565,40. Grădinița cu program prelungit Fichindel, 322 de cutii, cantitate 4130,29 kg. Școala gimnazială Scarlatul în Ghindofteana, 479 de cutii, 6145 de kg. Școala gimnazială Larga, 142 de cutii, 1821,43 kg. Școala gimnazială Cucuieți, 273 de cutii, 3501 kg. Toate acestea au fost distribuite școlarilor și preșcolarilor prin domnii învățători și domnii și doamnele diriginți, bază de semnătură. Copiii au mers acasă cu aceste cutii, urmează în perioada următoare să le consume sau consume crude sau în formă de compote. Deci fiecare cutie a avut un gramaj de 13 kg, aproape 13 kg. Fiecare copil a primit câte o cutie în baza unei semnături date de părinți, iar copiii care au fost și au avut o vârstă de 5-7-8, probabil au semnat. Deci, Crucea Roșie și APIA ne-a făcut această donație, dumneavoastră au participat în momentul cum s-a și descărcat, le-am distribuit la toate școlile, iar pentru conservare
pentru depozitare, s-a dat o cantitate mai mare la grădința cu program de lungit, acolo unde vor fi probabil conservate și ținute în magazie și distribuite copiilor. Dar aș ruga, dacă totuși este consilierul nostru Melinte, aș vrea să faceți chiar și produse, niște ștrudele, puteți să faceți normal. Am văzut chiar în cursul zilei de ieri că ați dat niște prăjituri care au spline de euro. Puteți și aveți timp să faceți inclusiv gogoși, aveți timp să faceți inclusiv clătite și plăcintă cu merit. Deci v-aș ruga foarte mult să folosiți această cantitate să ajungă la copii. Nu mai cumpărăm prăjituri cu euro, pentru că și astea costă niște bani și sunt din banii părinților. Pentru că sunt mere românești de la... Da. Vă informam atât eu cât și doamna viceprimară, am primit cele 8.000 de cutii pentru ajutoare alimentare care au fost distribuite într-un timp, cât spunem noi, cât se poate de repede, s-a încheiat această acțiune fiind distribuite în condițiile legii. În condițiile legii vă spun, cu adeverința care am primit-o de la Direcția Generală de Finanțe Onești, în care s-a specificat destul de clar, persoanele respective beneficiare nu realizează venituri. Dacă aveți discuții cu privire la acest discuții proiect... Discuții pe tema acestui proiect. Și cu merele și cu alimentele. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu un număr de 16 consilieri. Capitolul diverse. Da. La capitolul diverse avem dreptul fiecare ca să... aducem la cunoștință sau să solicităm ceea ce e nevoie de solicitat în interesul cetățeanului, dar am o obligație față de dumneavoastră, în urma ședinței Consiliului Local de la ședința anterioară. Se discuta, nu dau nume, despre un OAT vecin cu noi aici, despre prețul la apă. Vreau să vă informez că prețul la apă, știți că a ridicat problema în domnul consilier, este de 2 lei metru cu fără TVA, nu se aplică inclusiv TVA. Dumnealor sunt proprietari, am act oficial și puteți să-l scoateți și dumneavoastră de pe internet. Este hotărârea Consiliului Local numărul 173 din 15-2015, în care specifică clar că 2 lei metru cu fără TVA, știm destul de bine că și codul fiscal a reglementat prețul la apă, întrucât TVA-ul se aplică doar 9% la valoarea apei. Așa? Și dumnealor au mai pus acolo niște taxe, deci au stația lor de epurare și filtrare, dar au mai pus niște taxe cu privire la următoarele aspecte, vă spun. Taxe intervenții casnici, 45 de lei. În plus, deci care... Taxă sigilare apometru, 15 lei. Taxe intervenție apometru instalații înghețate, 210 lei. Taxă localizare avarii, 85 de lei pe oră. Taxă de urgență, 45 de lei pe oră, că n-ai o avare. Deci astea toate faceți calcul, vedeți cât ajunge metru cub și în zona respectivă, în condițiile în care nouă ne vine apa de la CRAP, certificat de conformitate și analize. Bineînțeles, la aceste taxe pe care le-am enumerat și trebuie să scoateți și dumneavoastră, la aceasta se va adăuga TVA-ul conform legii. Scrie clar și repet, hotărârea Consiliului Local, numărul 173, din 15-2015. Vă rog să vizualizați. O altă problemă care s-a mai discutat în cursul ședinței anterioare, despre salubritate. Și la mai multe unități administrative, printre care și la noi și la vecinii noștri. Și aș vrea să vă spun, 7,50 lei pentru primele 4 persoane pe lună, 7,50 pentru primele 4 persoane care locuiesc la bloc. Și faceți calculul anual cât vine. Pentru persoanele fizice care locuiesc la case, 6 lei pe lună. Pentru primele 4 persoane. Pentru familie locuitori la bloc, ce depășesc 5 persoane, taxa este de 37,50 de lei pe lună. Nu de persoană, deci de familie. 350, 37 de lei pe lună. De persoană. Și cei care locuiesc la casă, 30 de lei pe lună. Hotărârea Consiliului Local este aici la mine. Dumneavoastră faceți calculul. Iar încă un loc care mi-a solit așa în vizor să vă aduc la cunoștință. Cine sunt scutiți? Că aici în Consiliul Local mă refer până în luna mai, până când s-o clarifica cu actualul Consiliul Local, se spunea de ce nu-i scutim pe cei care sunt plecați în străinătate. Uitați dumneavoastră în aceeași hotărârea Consiliului Local și toate localitățile. Consiliul Juli dimineața asta pe toate.
cele sunt scutite. Sunt scutite de la plata taxei de colectare selectivă și reciclarea deșeurilor orășenești următoarele categorii de persoane. Veteranii de război, care și la noi sunt scutiți. Văduvile după veterani de război, care și la noi sunt scutiți. Mai departe. Pentru imobile nelocuite, blocuri, case, a căror proprietari probează cu documente viză de frontieră, viză flotant, acte incorporare, documente ce atestă rezidența în alte țări, alte documente similare. Taxa datorată este la nivelul unei persoane. La noi, la nivelul unei persoane, cât familie, atât familie cât și persoane, este 89 de lei. Faceți calculul la celelalte taxe care le au dumneavoastră, vedeți că tot acolo suntem și noi, la aceeași persoană. Deci aș vrea să le aduc la cunoștința celor care nu au studiat, nu e o rușine să nu cunoști legea, ci e o rușine să nu te informezi. Să studieze destul de bine ce se petrece în celelalte consilii locale și să vadă taxele respective și să vadă la ce nivel suntem noi. Deci am spus despre apă și salubritate. Tot la ședința anterioară, unul dintre consilieri, și cred că este consemnat și în procesul verbal, spune, domnule, care sunt societățile comerciale ce nu și-au plătit salubritatea? Îi știți? Și atunci a răspuns directorul de la ADIS, domnul Setu Bogdan, și a spus, domnule, stați să vă spun câte sunt, dar nu știa numele. Și aș da citirea și rugă-o pe doamna viceprimar și citească toate societățile comerciale care și-au plătit și cele care nu și-au plătit separat. Vă rog. Am în față o listă a societăților care au încheiat contract de salubritate. Sunt în număr de 43. David Zolt Alexandru, reprezentat legat David Zolt Alexandru. Severin Carmen Gabriela. OMV Petrom S.A. Constantinescu Constantin. Buclea Petrică, reprezentat legat. BMW Promobila, Valcanu Dorin. Enixon SRL, Enache Mihaela. Rara Design SRL, Lăzărescu Vlad. Cabinet individual medic Pop Iuliana, reprezentant Pop Iuliana. Morar Com SRL, Muraru Maria. Bucur Mihaela, cabinet medic individual, Bucur Mihaela. Johnny Alex Style, Buzescu Georgiana. Iordan Valentina Florentina, Iordan Valentina. Masian T SRL, Grozescu Bogdan. Dumitrache Caterina. Doina Impex SRL, Crăciun Doina. Geonet SRL, Popa Daniela. Popasul din Dofteana SRL, Ferenț Maria. Gogiu Corina, reprezentant Gogiu Corina. Macu Daniela Iuliana, Macu Daniela. Modelino Com SRL, Vânțu Neculat. Electro Avanet SRL, Șerban Viorel. Elemir SRL, Bratu Mihail. Cod 99 SRL, Crețu Corneliu. Concereal SRL, Maftei Vasile. Alupe Elena, reprezentant Alupe Elena. Romanița SRL, Cadar Adrian. Varto Transtur, Bartolomei Caterina. Comuna Dofteana, reprezentant Comuna Dofteana. E vorba de... Acum ajung. PFA Diaconu Constantin, reprezentant legal Diaconu Constantin. Adelin Mix SRL, Isaac Elena. Prodvi Comir SRL, Bujor Victorie. Han SRL, Hangan Ionuț. Peselva SRL, Volea Elena. Iricat Colet, Irimia Alexandru Daniel. Petrem Beauty SRL, Boboc Petronela. Dani Term SRL, Ghenea Dănuț. Elsic SRL, Stanciu Gabriela. Avangard SRL, Cristea Cătălin. Prod Veniamin SRL, Apostol Minița. Prova Prod SRL, Pișter Mihai Iulius. SC Dimitri Romeo SRL, Buștiham Ion. Și I. Grozescu Ion, Grozescu Ion. Deci, societățile în număr de 43 și-au încheiat contractul de salubritate. Acum voi da citire societăților, întreprinderii individuale sau PFA, care nu au contract și vreau să vă spun că sunt în număr de 78. Dintre care o să vedeți că o să vă și nominalizez, au 2 sau 3 sau chiar 4 puncte de lucru. Asta înseamnă că este o societate cu putere financiară. SC Dasma SRL, Diaconu Dănuț. SC Fis SRL, cu 2 puncte de lucru, Zaharia Ionuț. SC Alex Vio Com 99, Brăscan Mărioara. SC Brigidan SRL, Ploicică Constantin. SC Plico Farm SRL, Plico Maria Izabela. II Bartolomei Ana, Bartolomei Ana. PFA Lăzărescu Mihai, reprezentant Lăzărescu Mihai. SC Cop Dofteana, Ababe Valentina, cu 2 puncte de lucru. II Comand Daniela, reprezentant Comand Daniela, 2 puncte de lucru. SC Crimion, Ferăstrăoară Mihaela, 2 puncte de lucru. Jitaru Vicențiu.
S.C. Marcelino, Curmuzache Elena. Bălănucă Teodor, Bălănucă Teodor. S.C. Ediflor Impec S.R.L., 7 puncte de lucru, Botezatul Cornelușu. S.C. Carapalion Gen S.R.L., Diaconul Carmen Gen. Nechita Nica, Nechita Nica. Gemtec S.R.L., reprezentant Muche Teodora, 3 puncte de lucru, din care unul este un bar. Iorgalina, reprezentant Iorgalina. Barabașa Dorina, 2 puncte de lucru, reprezentant Barabașa Dorina. S.C. Bonsai Strux, Țifrea Marcelin. Asalomie Ioan, reprezentant Asalomie Ioan. S.C. Martian John, Țifrea Dorel. I.I. Taraș Mihail, cu 2 puncte de lucru, reprezentant Taraș Mihail. S.C. Carpotar S.R.L., Cășuneam Ioan. S.C. Zaptur, Zapor Daniela. I.I. Hârbu Maria, Hârbu Maria. S.C. Imroată, reprezentant Avădenii Maricica, 4 puncte de lucru. I.I. Botezatul Maricica Petronela, reprezentant Botezatul Maricica. S.C. Escaval Impex, Munteanu Cătălin. S.C. Dorion Vas S.R.L., Basilică Lenuța Gabriela. S.C. Mișulachi S.R.L., Diaconul Basilică. S.C. Acta Telecom, Rusu Ionuța. I.I. Melinte Lenuța, reprezentant Melinte Lenuța. Far Pressing, reprezentat Vancea Doina. S.C. Dorion Vas, Basilică Lenuța Gabriela. S.C. Ionela S.R.L., Grozavu Ion, 6 puncte de lucru. S.C. Avioser Trans, Șerban Viorea. S.C. Servicii Funerare, Miron Sorin Florin. S.C. Coromelcea, reprezentant Coromelcea Laurențiu. S.C. Ștefi Autodes, reprezentant Apostol Sorin. S.C. CTG S.R.L., Alexandru Costel, 2 puncte de lucru. I.I. Stanciu Neculai, reprezentant Stanciu Neculai. I.I. Maftei Costică, reprezentant Maftei Costică. I.I. Chițigoi Catrina, reprezentant Chițigoi Catrina. S.C. Serfar Știrbu Lenuța. S.C. Nicomar Pres S.R.L., reprezentant Doca Nicoleta. S.C. Dafionel S.R.L., Andronache Adrian. S.C. Prodimar S.R.L., Maftei Vasile. S.C. Pedogric S.R.L., Ciobotaru Dămuț. S.C. Autohan, Anganu Viorel. S.C. Diasar Forest Company, Chelaru Doina. Și S.C. Lodastel, Dogaru Stelian. Deci 78 de societăți comerciane, IE-uri, PFA-uri, care nu au încheiat contract de salubritate și 43 care au încheiat contract. Puneți dumneavoastră în balanță cele două cifre. Dacă aveți discuții dumneavoastră, deci, la diverse despre așa ceva. 2, 3, 4 și chiar 6 puncte de lucru. 7 puncte de lucru. Deci dumnealor nu fac gunoi. Motivul ăsta e. Nu fac gunoi. La primăriile din vecinătatea noastră a anunțat Garda de Mediu și DSV-ul. Vă rog să vă informați. Rompresul, nu noi. Au anunțat ei. Noi nu am anunțat pe nimeni. În condițiile în care dumnealor nu vor plăti, ne vom adresa organelor abilitate ale statului. În master plan pe care a fost semnat în anul 2010 și a fost aprobat de către Consiliul Local actual în 2010, au fost aprobat niște prețuri, niște valori, inclusiv pentru agenții economici, inclusiv pentru persoane fizice și inclusiv sancțiuni. Deci cei care au fost nominalizați, 78 de societăți comerciale, nu mai vorbim câte puncte de lucru au, domnul Grozavu, Avădănii, Gentec, Botezatul și așa mai departe, care cu adevărat fac gunoi. Am invitat poliția locală aici, numai săptămâna trecută, când au scos doi saci, eu i-am sunat împreună cu polițistul, de cutii numai de bere la o societate comercială. Le-au scos în fața vostru. Ca să-i le ia neapărat. Vă promis că va face contract. Ceea ce încă nu am făcut până acum și nu sunt sigur dacă va face. Dacă se poate ca din spatele oamenilor din Dofteană, care are o pensie, vai de capul ei, să le transportăm gunoile la acești agenți economici, nu am de obiectat nimic. Dar vă promit pentru luna viitoare, la ședința din luna viitoare, o să vă prezint agenții economici din 24 iunie 2008, de când sunt la administrația public locală și până astăzi. Să vedeți câți n-au plătit din agenți economici. Nu mulți, dar număr puțin. Nu au plătit ani de zile deloc. Și gunoi face. Vă spun sigur că face. Vă spun 100%. Se vede de pe camerele la vedere, în unele locuri la noi. Așa. Nu urmărim pe nimeni, dar probabil prin faptul că astăzi suntem filmați, inclusiv tot Consiliul Local, mă vor auzi, domnilor, și vor încheia
contracte de salubritate cu o firmă autorizată de așa natură să-și ducă gunoiul și dacă îl face să-l plătească exact face. Deci firma care transportă gunoi cubează gunoi în ziua respectivă și plătește exact cât gunoi face. Atât. Vă spun sigur, la 6-7 puncte de lucru face. Uitați-vă dumneavoastră la societățile comerciale care au fost nominalizate aici, cam ce mizerie este în fața magazinelor lor, la deal și la vale, de pungi, de chipsuri, de bidonașe de apă, din oase de suc și așa, tot felul de petrol. Și ei nu fac. Iar noi, pe cei de la ajutor social, îi punem să le strângă, care cei de la ajutor social ar putea să facă altceva în folosul comunității, nu să le adune mizeria dumnealor. Uitați-vă în spatele magazinelor lor, sau uitați-vă în spatele societăților comerciale, să vedeți câte pietruri sunt aruncate, câtă vegetație din curtea, la tot să face vegetație, așa, le-au aruncat peste gard și sunt grămezi. Sunt exemple și aveam și consilieri aici, care, în afara faptului că v-am spus data trecută și v-am rugat foarte frumos, să vă curățați în fața porților, domnilor consilieri, să vă cosiți, n-ați vrut și vă spun și personal, la unele dumneavoastră. Nu vrea. Doamna viceprimar, începând cu data de astăzi, când ieșim din ședință, vă duceți la cei pe care mi-ați nominalizat din consilieri, faceți poză și o puneți pe site-ul Cei ce iubim Dofteana. Înțelegeți? Pe site-ul Noi cei ce iubim Dofteana. Da. În campanie electorală, dumnealor făcea lucrurile astea, punea acolo tot felul de astea, nu știa să-și pună canalizarea care este scursă de la baie în canalizarea care se scurgă apele pluviale și apa, mizeria din curte și tot ceea ce scot. Și iarba mare. Așa. Și am mai făcut și altceva care am să-i spun în mod personal unui dintre consilieri. Da. Deci lucrurile astea, dacă dumneavoastră considerați că putem să mergem așa până la capăt, că cetățenii Dofteana spun în felul următor. Domnule primar, de ce nu luați măsuri? Noi suntem executivul, dumneavoastră sunteți legislativul. Veniți cu propuneri și atunci noi facem și luăm măsuri împotriva dumnealor. Da. Dar ați auzit cam cine sunt persoane. Vă scot, până data viitoare, cei care n-au plătit din iunie 2008 până la ora actuală. Agenți economici. Agenți economici care... Noi vom discuta în consiliul ședința viitoare și dumneavoastră veniți cu propuneri. Cred că ați observat, am avut 6-7 proiecte de hotărâri. Da, doamna? Da, 7. Bun. 7 proiecte de hotărâri. Se puteau amâna pentru săptămâna viitoare. Motivul știți destul de bine. Nu era o mare urgență. Se putea amâna pentru săptămâna viitoare. Știți destul de bine. Vă invit și eu repet. Să veniți cu proiecte de hotărâri. Cei care ați dus în eroare sau n-ați dus în eroare, electoratul în luna mai, că vom construi un spital în Comuna Dofteana, vă rog să veniți cu proiect de hotărâre. Cei care ați dus în eroare, cetățenii din localitate și le-ați spus căci prețul la apă îl vor da la 2 lei și salubritatea, vă rog să veniți cu proiect de hotărâre. Cei care ați dus în eroare, cetățenii și-ați spus că vom face un proiect integrat, apă, gaze și canal, vă rog respectos să veniți cu proiect de hotărâre. Dacă ați citit undeva, într-o legislație, că se poate face proiect integrat, apă, gaze și canal pe același amplasament, pe același șanț, vă înșelați. Proiectul integrat nu se face. Gazul lângă apă nu are loc niciodată și nici gazul lângă canalizare nu poate să fie niciodată, pentru că dacă sunt eventuale emanații și intră pe canalizare, poate să explodeze o casă sau un bloc. Deci, cei care ați dus în eroare, repet, cetățenii din localitate, să veniți cu aceste proiecte de hotărâri. Știți destul de bine. Sunteți și noi avem în fața noastră platformele dumneavoastră program și în condițiile astea le vom aduce la ședința de data viitoare să vedem ce ați făcut pentru construirea unui spital, pentru proiectul integrat apă-canal. Inclusiv asfaltări. Inclusiv, păi dar nu avem nimic. Soacră mai așteaptă asfaltul acolo la cort. O zic că în două luni va avea asfalt. Nu, e posibil. Trebuie e posibil, două. Deci să aibă asfalt. Eu vreau să informez Consiliul Local și cu această ocazie, prin toate posturile de televiziune, faptul că, începând cu data de astăzi, am dat ordinul de începere a lucrărilor drum exploatație agricolă care face legătura între Dărmănești și Dofteana în extravilanul localității. De luni se va face organizarea de șantier și începând cu PECO la Dărmănești, unde zicem noi cheptănuși, pe lungime de 3 km, o lățime de 4 metri, plus cele două acostamente din pământ natural și cele două șanțuri de colectarea apelor pluviare, va începe cu data de luni. Ne vom grăbi cu această lucrare datorită faptului că timpul ne presează. Am așteptat foarte mult, din 2010 mă chinui cu acest proiect,
Am obținut toate avizele necesare. Ieri am ridicat autorizația de construire la Consiliul Județean. Astăzi am dat ordine de începere a lucrărilor. Luni se face organizarea șantier și ne grăbim să începem lucrările. Noi turnăm asfaltul ăsta. Tot în regim de urgență am făcut un act adițional cu privire la drumul din satul Bogata. Vom finaliza probabil până la mijlocul săptămânii viitoare construcția de gabioane, care ați văzut, a fost destul de greu în momentul când am lucrat, s-a rupt malurile abrupte și au venit piste gabioane, iarăși a trebuit să decolmatăm și înaintăm destul de greu, și apoi urmează cilindrat compactat, completat cu nisip și cu priglură, și apoi urmează asfaltul în satul Bogata. Vrem cât de repede, asta înseamnă luna lui octombrie. Cu privire la astea aspecte, care vreau să vă le aduc la cunoștință, sunt următoarele. Ne obligă legea 215 ca orice post vacantat în instituție, în OAT-uri, să informăm un ziar de circulație națională, unul local și monitor oficial. Noi am făcut în plus, inclusiv am dat pe televiziune locală. Une luni, din câte știu, doamna secretară, va avea loc examenul, da? Da, da. Un referent contractual. Da, da. Pe data de 31 octombrie vom avea, se va susține examinarea la impozite și taxe unui post vacantat. 5 ani vechime cu diploma de bacalaureat. Cine dorește să se înscrie la examen. O altă problemă care doresc să vă aduc la cunoștință este distribuția europubelilor, pe care am terminat în satul Larga, unde am distribuit 430. Am început în satul Bucuieț, unde am distribuit 400. Cred că luni, cel târziu marți, vin diferența de 400, mai avem de dat 260 la Bucuieț, și apoi vom continua cu satul Bogata săptămâna viitoare. Cucuieț o parte și diferența în satul Bogata. Și după aia va urma Dofteana și celelalte sate. Întâmpinăm următoarele aspecte. O parte nu vor să vină, așteaptă să-l duci la poartă. O parte dintre ei spune că nu-l primește pe Nicuratul în curte, nu are nevoie de așa ceva. O parte spun faptul că e posibil să ne luați și bani mai târziu. Infiltrați toți de unele persoane care nu le-au plăcut niciodată să facă bine pentru Dofteana, decât să vorbească prea mult și în plus. Vă informez că aceste europubele sunt date de la Adis Bacău, în urma contractului și în urma proiectului pe care îl avem împreună și funcționăm împreună. Sunt gratuit și îi rugăm pe toți cetățenii să vină care sunt deținători de locuințe. Deci care sunt deținători de locuințe, care au declarată locuința la unitatea administrativ-teritorială și care își plătesc salubritatea. Avem persoane care n-au plătit de 8 ani. Întrebarea mea este așa, pentru ce să-i dăm europubela acelui om? Dacă el n-a plătit de 8 ani, m-am adresat în mod respectuos, oameni buni, de ce nu vreți ca să plătiți? 800 de persoane, 800 de familii. O să și eu nu fac gunoi și eu îl mănânc, vă câțiva dintre ei. Bun, dacă dumneavoastră ați ajuns la concluzia să-l mâncați, europubela nu vă dau până nu vă achitați salubritatea la zi și după aceea stă în cel care a rămas restant, să spunem, 2014-2015 și omul și-a fixat o anumită rată lunară, nu avem de obiectat nimic. Înțelegem pe toți. Dar acolo unde există rea voință, nu se poate așa ceva. Pe parcurs, ce noi vom distribui aceste europubere, din punctul nostru de vedere merge destul de greu, dar în schimb cei de la Rompres trebuie să încheie niște procese verbale care trebuie să fie semnate și ei ne frânează. Ei ne țin mai mult pe loc. Era posibil ieri și azi să mai dăm vreo 200. Da. Aș ruga fiecare cetățean să înțeleagă lucrul acesta, că ele sunt gratuit și să-și depoziteze gunoiul menajer, să-l scoată la poartă în acea europubelă, în condițiile în care mare și alt gunoi care depășește cantitatea acestei europubele, poate să scoată încă un sac sau doi lângă europubelă, că ei se va lua. Vă rog să mă înțelegeți. Am explicat despre drumul Bogata, drumul de exploatație agricolă, despre agenții economice împreună cu doamna viceprimar Dana Camară și vă ascult pe dumneavoastră dacă aveți alte situații de discutat la capitolul diverse. Cine are discuții? Domnul Balcanu astăzi mi-a promis că va duce balastul acolo la Gheorghe Mircea. Am fost și eu aseară, am văzut despre ce este vorba, am mai fost într-una din zile, așa, au promis astăzi, ați văzut au venit cu totul jos, trebuie să deblocheze calea de acces. Am vorbit ieri cu șeful de echipă și cu
ăsta de pe Buzdor și a spus că discuția este să mai să adunem prima dată. Prima dată la adună și pune altul. Deci am vorbit aseară cu șeful de lucru, cu inginer. Da. Când o să termin ședința, mă voi prezenta și eu astăzi. Da. Domnul primar, aș avea o rugăminte, eu rog cu bine, deci nu s-ar putea duce câte la Iliescu acolo, scăzi nu mai vin așa de vară, e tare pe jos. Deci asta este o organizare a noastră, domnul consilier, să știți că lucrul ăsta am vrut să-l facem și noi, dar când au venit oameni de acolo, au venit omul cu căruță și-a luat la 3-4 vecini. Înțelegeți? Acum când ducem acolo la Iliescu următoarea tranșă, avem oameni de Huitoare care nu au venit să ne iei. Întrebarea mea este așa, ce facem? Ne cărăm de la Iliescu până la Huitoare sau ne cărăm de la școală până la Iliescu? Spuneau o parte, nu are deci, ce să le aducă. Persoanele care sunt greu accesibile, sunt oameni cu grad de handicap, cu probleme, cum am făcut și la largă, am dus 100 cu camioneta noastră, o să ducem și acum la cei care nu pot să se deplaseze. Vreau să înțelegeți. Am înțeles. Altcineva? Numai joia, vă rog frumos să le scoată. Am înțeles ieri. Ieri s-o înțeles la Cucuiesc. Oamenii deja depozitați în saci și nu mai scos în euro cu el. Bun, dar pentru joia viitoare să înțeleagă toți cei ce au gunoi să depună euro cu el și să scoată acolo. Cred că este un lucru. Iar am spus pe postul televiziunii și ați auzit și dumneavoastră, poate aveți o parte de dumneavoastră influența asupra celor agenți economici să înțeleagă că un om cu o pensie de 3 milioane jumătate sau 4 milioane îi plătim gunoi unui agent economic care înregistrează profit, nu știu noi cât, putem să-și aflăm, dar să înțeleagă că poate să-și plătească gunoiul, de așa natură să nu fie caz să luăm măsuri împotriva lor. Da. I-am găsit pe toți. Deci toți cei care sunt curați și cinstiți, care au spus că nu produc gunoi, i-am găsit prin poliția locală, în aceste condiții n-au ce să mai spun. Pe fiecare i-am găsit. Deci fiecare. Nu există să nu facă gunoi. Să înțeleagă și poate mai aud toți. Să-și încheie contract cu firma care le transportă cu noi. Altceva. Domnul Gavrana, căruță. Da, o problemă. Cu 3 săptămâni, la groapa mașinii, nu a vrut lupai să... Vasile să-i ridice gunoiul de la poartă. Pentru că? Nu știu. A zis că a avut ceva cenușă de la sobă sau păi, ceva, nu știu ce. Cu gunoi menager. Cenușa se poate pune în grădină. Când v-a anunțat, v-a anunțat, atunci pe loc? Nu. Vasile, dar mi-au zis doar câteva zile, că nu eu luat gunoi. Noi discutam aici împreună cu directorul de la ADIS și ați fost prezent. Gunoi menajer, vorbim de gunoi menajer. Dar, mai ales dacă l-au pus într-un sac, sunt 100% că-l luau. Dar au venit și mi-a spus nu despre domnul Paisa, mi-a spus despre alții, domnule, două persoane nu puteai ridica un sac. Au pus țiglă, au pus bălțari, au pus cărămidă. Unul i-a văzut și a zis directorul de la ADIS. Da. Domnule, sunați, vine și da, să plătești. În hotărârea Consiliului Local pe care v-am invocat-o mai înainte aici, scrie să vedeți ce prețuri sunt la Onești, sunt prețuri pentru produse inerte, altele decât cele care sunt menajere, să vedeți ce valori sunt. Eu ați văzut, i-am spus directul la Rompreț, domnule, nu are rost ca să plătim, dar dumnealui poate să-și pună cenușa care este și să o ducă la acea groapă din gunoi care avem noi de produse inerte și noi o acoperim. Dar nu cred că a avut gunoi menajer și dumnealor o lăsăm. Iar în condițiile în care vă informează faptul că nu vreau să ia gunoi, vă rog atunci pe loc să mă sunați. Pe mine sau pe doamna viceprimar. Da. Eu trebuie imediat un polițist local și se ia măsuri pe loc. Deci atunci. Da. Deci vă rog. Eu vă zic, vă două, trei zile, băi, nu am ridicat gunoi. Că de aceea, dumne, ceva... Unul aici cu 6 puncte de lucru, o scos 12-13 saci într-o zi la poartă. Nu vă mai dau. Da. Atât. În momentul când s-a dus poliția locală acolo, făcuse curățenie, era începând de la bucăți de gips, OSB, țiglă și așa mai departe, în 12-13 saci. Vă rog să mă înțelegeți. Și respectiv are magazin în casă, îl deține în chirii pe cel care are 6 sau 7 magazine trecute aici. Dacă credeți că e normal să umplem mașina, deci să facem fiecare joi și vineri două curse. Două curse de Bacău. Și încă o problemă ce aș mai avea, puntea de la Olaru e degradată, știm, e lăsată. Dacă deci puntea de la Olaru săptămâna viitoare, da, o rezolvăm. Penultima dată i-am făcut următor aspect. I-am turnat betonul, o cioată acolo, da, în condiții în care ne-au furat țeava de acolo. Și
puntea sunt plenate, adevărat? Da, așa. Bun, am turnat beton. Au venit inundațiile, s-au surpat, s-au erodat solul și a rămas acel pilon suspendat. O să o facem. Probabil în cursul săptămânii viitoare nu va rămâne nefăcut. Nu e prea mult de lucru, îndreptăm, nu facem. Dar veniți-mi un pic și spuneți-mi cine a furat șufa de la punte de la Negri? Cine a furat țeava de la Olar odată? Cine a furat țeavă din grădină de la mine de două ori? Am fost și la poliție și la dumneavoastră, tot aia. Când ați fost la mine, domnule? Ce m-ați dat domnul? Acum doi ani. Am fost să intervenești dumneavoastră că să urgenteze cercetarea. Bun. Acum vă spun așa, în statutul aleșilor locali, dumneavoastră ați văzut ce trebuie să facă primarul și consilierul. Nu erați consilier atunci. Scrie acolo că primarul poate să facă cercetări penale? Nu. Ei, am zis, nu ați intervenit la poliție. Aia se numește trafic de influență. Îl sun pe domnul Tereș și îi spun așa, domnule, a venit domnul de acolo la mine și vedeți, urgent, ați face. Și dumnealui, ori mi-închide telefonul dacă vrea în sau spune, domnule, dumneata nu faci cercetări, eu știu ce am de făcut. Deci vă rog frumos să vă adresați organelor de cercetare penale care au putere în așa ceva. Faptul că dumneavoastră ați venit și eu am sunat și eu am fost alături din cazul dumneavoastră, da, că m-am pus în pielea dumneata, nu altfel, așa? Am sunat și zis, domnule, vă rog frumos să urgentați, că cu cât urgentați mai repede după dispariția acestor țevi, cu atât probabil plângeți voțul mai repede. Probabil. Da. I-am mai plâns și noi cu poliția locală. Colegii știu. Da. Da. S-a rezolvat problema noi. S-a rezolvat, da? Da. Deci traficul meu de influență a avut deficiență. S-a găsit voță. Bun. Mai departe. Păi vedeți când găsiți, când găsești voță, dacă i-ați iertat, ori sunt rudii, ori prieteni. Nu i-am iertat. Dacă nu mai sunt probleme, domnul primar, mai aveți? Nu, deci eu ceea ce am avut de spus, am comunicat, rămâne ca la diverse luna viitoare, ceea ce v-am promis să vă aduc la cunoștință. Pentru că discuțiile și subiectele s-au epuizat, declar ședința închisă. Da. Vă mulțumim pentru participare, vă doresc o zi bună.